Pe Liviu l-au tot arătat astăzi că a meșterit ceva, avea niște cartonașe, am văzut că își luase un scoci cu un cuțit, tot încerca să taie, să lipească, să improvizeze ceva acolo, părea ca o cutiuță. Am văzut că avea la un moment dat și scrisorile, cutia cu scrisorii scoasă acolo pe pat cred că pregătește ceva o surpriză pentru Delia și a tot lucrat la ea astăzi. Pe mama lui Liviu au arătat o în baie, a fost ajutată de doamna Daniela astăzi și a vopsit-o la păr. După ce i-a aplicat doamna Daniela Vopseaua, a ajutat-o să-și să usuce părul, să-l aranjeze puțin, i-a dat cu fixativ. Am văzut că i-a uscat părul cu peria aceea rotativă. Era extrem de încântată, mama lui Liviu. A venit și Maria, o admira, spunea că arată foarte bine. Iar doamna îi zicea mamei lui Cristian că nu știe cum să o răsplătească, chiar era încântată și reușise să-i să facă o frizură chiar drăguță.